Bun găsit, doamnelor, domnilor, Octavian Stânciu, sunt astăzi la Istoria Fotbalului. Vorbim despre debutul naționalei României, pentru că exact astăzi, 8 iunie 2022, se împlinesc 100 de ani de la acest debut. Vorbim de data de 8 iunie 1922, evident, când România a întâlnit Iugoslavia într-un amical disputat la Belgrad, amical jucat de la ora locală 17. Pentru a fi foarte exact, să spunem că Iugoslavia, care se formase ca stat prin unirea slavilor de sud, doar cu câțiva ani înainte, prin consecințele primului război mondial, se numea, de fapt, regatul sârbilor, croaților și slovenilor, din 1929, adoptând oficial denumirea de Iugoslavia, însă această denumire era folosită neoficial și înainte de acest an. Așadar, în 1922, România debutează în arena internațională, după ce anterior a mai susținut câteva meciuri, însă n-au fost considerate de palmares. De exemplu, în 1919, într-o așa numită olimpiadă interaliată de la Paris, după primul război mondial, puterile aliate care au câștigat războiul au evoluat într-o mare competiție sportivă la mai multe discipline, a fost și România acolo, însă a fost o selecționată a vechiului regat, să zic așa, doar din jucători, doar de la cluburi din București și Ploiești. Iar acele meciuri n-au fost considerate meciuri de palmares, cum spunem noi, referindu-ne la echipele naționale, echipe care dispută meciuri de palmares atât amicale cât și oficiale. Am ales o formulă fără invitat în această emisiune, pentru că am foarte, foarte multe lucruri să vă spun. Sper că îmi va permite și timpul. În primul rând să spun că rezultatul a fost 2-1 pentru România. Gazdele au deschis scorul din penalti prin Sifer, în minutul 35, România a egalat rapid după doar 6 minute, prin Ronai, în minutul 41, tot din penalti, orădeanul Ronai, și golul victoriei marcat de Aurel Guga în minutul 61, așadar România întoarce scorul și câștigă partida. Arbitru a fost un austriac, Heinrich Reciuri, și voi da citire și celor două echipe, pentru că este un meci mult prea important să nu fac asta. Iugoslavia a jucat cu Friedrich în poartă, Kujundžić și Sifer fundaș, la mijloc Șterg, Dubravčić, Rupeț, în atac Babic, Zinaia 2, Perska, Vinek și Soiat. Antrenor era Veljko Ugrinić, cu titulatura de capitan. Observăm foarte mult jucătorii croați în această echipă. Croații erau la jucătorii din Zagreb, în special, erau la acea perioadă superiori celor din Belgrad. La fel cum la noi erau mult superiori cei din zona Transilvaniei și a Banatului față de cei din vechiul regat. Așadar, România, Adalbert Ritter în poartă, fundași Sila Ghiunu și Hirsch, mijlocași Jacobi, Hönigsberg și Zimmermann, atacanți Guga, Frech 1, Schiller, Ronai și Auer 1, antrenor cu titulatura de capitan național era Teofil Morariu. Așadar, vedem foarte mulți jucători, adică nu foarte mulți, aproape toți în echipa României, aparținând minorităților, maghiari, germani, evrei, plus un singur român, dar chiar capitanul echipei și marcatorul golului victoriei, este vorba de legendarul Aurel Guga. Spun legendar pentru că, pe lângă faptul că a fost capitanul și marcatorul golului victoriei din acest prim meci, el a fost inclus de Virgil Economu, marele antrenor român, în cartea lui Ioan Chirilă, o carte memorabilă. Finala se joacă astăzi, apărută în 1966. Ioan Chirilă, marele jurnalist român, îl roagă pe Economu să-i alcătuiască o echipă ideală a României din toate timpurile, iar Economul include pe Guga în această echipă. Economul a prins jucând pe Guga. Să spunem despre Guga, s-a născut în Banat, în Kovin, localitate aflată astăzi în Serbia, sub numele de Kovin,
un orășel de vreo 14.000 de locuitori aflat la vreo 90 de kilometri sud de granița de la Stamura Moravița, chiar înainte de a trece Dunărea și de a ieși din Banat către Smederevo. Se află Cuvin, am trecut de foarte multe ori pe acolo și mereu mă gândesc la Aurel Guga. El însă a început fotbalul la Vulturii Lugoj, dar a devenit o legendă a lui Universitatea Cluj, unde a evoluat în cea mai mare parte a carierei. Unele surse, de exemplu, anuarul fotbalului românesc din ediții mai vechi îl dă ca jucând și la Politehnica Timișoara, însă este o mare eroare, n-a jucat niciodată la Poli. La Poli a fost un alt Guga, Guga 2, tot în anii 20, dar nicio legătură între cei doi. Am explicat asta și în istoria fotbalului politehnist lansată în 4 decembrie anul trecut de centenarul alb-violet. Guga își va găsi acest Aurel Guga, își va găsi sfârșitul foarte tânăr, la doar 38 de ani, se stabilește la Timișoara, lucrează la, în cadrul administrației financiare din Timișoara și în 1936, da, sper să nu greșesc, da, în noiembrie 36, avea 38 de ani, mașina în care se afla a derapat și a căzut în Bega. Așa s-a sfârșit capitanul naționalei de la acel prim meci. Și să revin la acest joc, s-a desfășurat la Belgrad, așadar pe stadionul SK Iugoslavia, al echipei numite astfel. Au asistat 5.000 de spectatori și acest meci a avut loc în cadrul manifestărilor sportive prilejuite de căsătoria regelui Alexandru I al Iugoslaviei cu principesa Maria a României, care era fiica regelui Ferdinand I și al reginei Maria. Cu această ocazie s-a aniversat și un an de la semnarea Convenției de Alianță Militară dintre cele două țări, mica înțelegere la care se alăturase și Cehoslovacia. La acest meci au asistat numai puțin de trei regi, evident Alexandru I al Iugoslaviei, Ferdinand I al României, dar și George al II-lea al Greciei. Mă mai uit pe foaie să nu pierd unele lucruri pe care neapărat vreau să vi le spun. Și iată ce scria la 9 iunie, a doua zi după meci, 1922, ziarul, celebrul ziar Politica din Belgrad. Și acum voi cita. Meciul internațional de ieri dintre regatul României și regatul sârbilor, croaților și slovenilor, contând pentru cupa Mese, maestății sale, regele Alexandru I, i-a surprins nu doar pe jucătorii gazdă, ci întreaga lume sportivă, care nu s-a îndoit de succesul naționalei noastre. Naționala RSCS a fost compusă doar din jucătorii cluburilor croate, ce vă spuneam. Singurul sârb care a fost selecționat fiind fundașul dreapta Kulundžić, este o eroare, este Kujundžić, numele exact, din Subotița, așadar aproape de Banat. Meciul a fost câștigat de România cu 2-1, naționala țării vecine, adjudecându-și astfel Cupa Regelui din acest an. România a intrat mai bine în joc, instalându-se în terenul alor noștri încă din prima repriză. Jucătorii RSCS au înscris după un hands în careu comis de adversari, care și-au luat imediat însă revanșa într-un mod asemănător. În a doua repriză s-a dus o luptă aprigă dominată de jucătorii români care au înscris pentru a doua oară în minutul 65. Mă rog, în alte surse pe care eu le consider mai exacte apare minutul 61, golul lui Guga al victoriei. Revin la citat. Apărarea a fost cel mai slab compartiment din angrenajul selecționatei noastre. Repet, e vorba de Iugoslavia. Spre final s-au mai semnalat câteva ocazii, în special la poarta noastră, dar scorul nu a suferit modificări. Naționala RSCS a prestat un joc foarte slab. Atacul, spre deosebire de cel al românilor, a mers de asemenea prost. Vârfurile noastre nu s-au descurcat mai deloc. România au etalat un joc mult mai bun, atât în atac cât și în apărare. Foarte interesant. Naționala țării noastre e slabă. Acest lucru a fost dovedit prin jocul de ieri. Federația de fotbal ar trebui să impună în lot doar jucători care merită acest lucru. Ar trebui luați în seamă și jucătorii belgrădeni, cum ar fi de exemplu Simic și Mahec. Suntem convinși că s-ar descurca mult mai bine decât unii dintre cei care au ieșit ieri pe teren. Până și Kulundžić, repet, e Kujundžić de fapt, ar putea fi înlocuit cu Petković sau Porobić. De ce nu? Închei citatul și traducerea, îi mulțumesc pentru asta, îi aparține reputatului suporter polis și om de cultură, etnic sârb, de-al nostru de aici, din Variaș, Goran Mrakić.
Vreau să fac o scurtă analiză pe lotul României folosit în acest meci, pe echipa României, pentru că nu a fost nicio schimbare în acest meci. Pe atunci schimbările nu erau prevăzute în meciuri oficiale, niciodată în meciuri amicale, foarte rar. Și îl rog pe colegul meu, Ovidiu Pelmuș, din regie, să ne ofere câteva imagini pe care le-am selectat pentru dumneavoastră, care au legătură cu acest meci. Așadar, din cei 11, iată, Ecoul Sportiv și Gazeta Sportul. Gazeta din 1936, iată, anunță decesul fostului internațional Guga, pentru că se retrăsese deja din activitate. Ecoul Sportiv de mai înainte era chiar după meci. Asta este cupa oferită, vă voi spune imediat despre ea, oferită la acel meci. A fost un amical, însă contând pentru o cupă decernată cu această ocazie. Vă voi povesti imediat despre ce-i vorba. Iată o fază de la meci, penaltiul din care Iugoslavia deschide scorul, fază care se datorează realizatorilor, celebrilor realizatori ai emisiunii Replay. Este vorba de Mariano Laianos și Marius Mitran, care au descoperit această poză pe site-ul Federației Iugoslave, a Serbiei de azi, o poză Clubul Atletic Oradea din 1922, care dă jucători României, la fel chinezul Timișoara, tot 1922, primul sus este portarul Ritter, iar jos Interi, dreapta și stânga sunt Frehunu și Schiller, cei trei componenți ai chinezului în Naționala României. Aici echipa folosită de România în meciul următor din acel an, 1922, cu Polonia la Cernăuți, vă voi povesti și despre acest meci. Iar în timp ce vom avea acum ziarul Politica, din care v-am citat, în centru în imagine apar regele Alexandru I și principesa Maria, care s-au căsătorit atunci, și de asemenea acolo vedem și trofeul decernat cu acel prilej și cronica meciului tradusă de Goran Mrakić. Bun, și cât timp aceste imagini vor mai rula, da, rulează încă o dată, eu vă voi povesti câteva lucruri despre cei 11 jucători folosiți atunci de România. Toți au provenit de la cluburi din Transilvania și Banat. Trei de la chinezul, v-am zis, Adalbert Ritter, portarul, Frehunu, Interul dreapta și Schiller, vârf de atac în acel meci, doi de la Clubul Atletic Oradea, câte unul de la SG Târgu Mureș, echipă cunoscută sub numele maghiarizat de MTK, nicio legătură cu MTK Budapesta, celebrul club budapestan, clujenii de la Clubul Atletic Oradea, de la Clubul Atletic Cluj, nu Oradea, evident, de la Hagibor, era echipa minorității evreiești din Cluj, și de la Universitatea Cluj, chiar Guga. De asemenea, de la Clubul Atletic Timișoara, un jucător, Zimmerman, și unul, de asemenea, de la o echipă din Arad, Amefa Arad, este vorba de extrema stângă, Auer 1, fratele viitorului internațional, Auer 2, care va juca atât pentru România cât și pentru Ungaria, va fi unul dintre cei mai mari jucători din istoria fotbalului românesc, va juca la mondiale, chiar pentru Ungaria, în 1934. Așadar, singurul etnic român din lot era chiar capitanul Guga. Antrenorul echipei, de asemenea etnic român, clujeanul Teofil Morariu, cu titlul științific de doctor. Din această echipă, însă, doar doi jucători, Guga și Ronai, vor avea un cuvânt greu de spus în fotbalul românesc de-a lungul timpului. Vă spuneam că a fost meci amical, însă a contat pentru un trofeu numit Cupa Prieteniei Româno-Iugoslave, care s-a disputat timp de mai mulți ani, terenul propriu alternând. Cupă cunoscută și sub numele de Cupa Regele Alexandru al Iugoslaviei, ediția întâi desfășurată între 1922-1930 a fost câștigată de iugoslavi, care au câștigat 5 meciuri din 7, apoi România pune în joc și ia un trofeu, Cupa Regele Carol al II-lea, ediția a doua între 1936-40, câștigată de români, 3 victorii din 4 partide. De altfel, să spunem că în perioada de existență a Iugoslaviei, în această formulă, până la destrămare, adică 1922-1992, luând ca dată de start 1922, data primului meci la care facem referire al României,
România a fost adversarul cel mai frecvent întâlnit de către Iugoslavia, numai puțin de 41 de dispute directe, îi mulțumesc lui Ovidiu pentru aceste imagini, cu un bilanț foarte echilibrat, câte 18 victorii de fiecare echipă și 5 rezultate de egalitate. Vreau să vă spun că după această primă victorie din istoria Naționalei României 1922, Cupa de Aur, așa se spune că a fost o cupă de aur, probabil poleită cu aur, a fost expusă timp de o săptămână la București, după care a fost trimisă în Transilvania pentru a fi văzută de toți sportsmenii, cum scria Ecoul Sportiv din 11 iunie 1922. În cadrul acelorași manifestări sportive din 8 iunie 22, s-au mai disputat un meci de fotbal, echipa Belgradului învingând la scor cu 6-0 echipa Bucureștiului și câștigând astfel Cupa Reginei Maria a Serbiei, iată un alt trofeu pus în joc. Ecoul Sportiv remarcă astfel faptul că, citez, rezultatele tehnice au dovedit cu prisosință ceea ce știau toți inițiații, anume că sportul din fosta mică Românie, așadar vechiul regat, și cel din capitală se găsesc într-o fază cu totul inferioară față de cel din spațiul intracarpatic, unit cu România după primul război mondial, unire clamată la 1 decembrie 1918 și parafată ulterior prin tratatele, inclusiv tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920. Am aniversat de curând 102 ani de la acest tratat. Meciul Belgrad-București 6-0 a fost arbitrat, interesant, de un timișorean pe nume Sica. De asemenea, au avut loc și concursuri în mai multe probe de atletism între sportivii români și cei iugoslavi. Bun, să spunem, am spus de Aurel Guga, a avut, sunt contra timp și îmi cer scuze pentru poate ritmul mai rapid decât ar fi normal. Aurel Guga s-a stins tragic, de asemenea tragic și-a găsit sfârșitul și regele Alexandru I al Iugoslaviei, care a dat numele acelui trofeu pus în joc, asasinat de către un anarhist în octombrie 1934 la Marsilia, în Franța. Vă spuneam că în 1922 România mai susține un singur meci, 1-1 cu Polonia, de asemenea amical, la 3 octombrie la Cernăuți, care pe atunci făcea parte din România, astăzi se află în Ucraina, este teritoriul din spațiul istoric românesc aflat în Bucovina, Bucovina de Nord, cum se numește acest teritoriu, după ce, ca urmare a tratatului, a pactului Ribbentrop-Molotov în 1940, a fost răpit de URSS împreună cu Basarabia și povestea e lungă, Ținutul Herței, sunt, n-avem timp. Și oricum nu face parte din subiectul emisiunii noastre, care este eminamente sportiv, dar să spunem că în acel meci cu Polonia au evoluat doar 4 dintre jucătorii prezenți la Belgrad la primul joc al Naționalei României. Iată că am reușit să mă încadrez și în timp, să vă spun tot ce aveam să vă spun, chiar dacă trăim de câțiva ani cea mai neagră perioadă din existența Naționalei României, credeți-mă că știu ce spun, pentru că studiez de foarte mulți ani istoria acestei naționale. Suntem la 100 de ani, nu putem decât să ne dorim că vom ajunge să retrăim bucuria din America 94, generația de aur. Sunt într-un tricou al generației de aur de la Euro 96. Din păcate, atunci n-am făcut niciun punct într-o grupă grea. Era încă generația lui Hagi și Gică Popescu, a fost un recul. Atunci însă, în 98, în Franța, ne-am revanșat oarecum. Cam asta pentru astăzi, stimați telespectatori. Ne revedem luni la Tribuna Polisportivă, apoi din nou miercuri la Istoria Fotbalului. Ce să zic, la mulți ani Naționalei României și sperăm că în următorul secol de existență vom câștiga măcar un titlu mondial.